ca ea nu o să mai fie nimeni niciodată, adică n-are cum. Atât de prinsești încât în momentul ăla oricine se apropie de tine parcă ar avea ciumă. Tu nu mai accepti alt personaj, nu mai accepti alt partener, doar gândul că se apropie de tine și că tu lași persoana de care te-ai despărțit, doar gândul ăsta te face să fugi. Tu să rămâi cu gândul că poate te vei împăca. Ei, și ei nu fac decât să-și lungească această suferință. Pentru că, băi, ei nici nu luptă. Dar eu îți spun cum gândesc ei în despărțire. Nu mai există nimeni. Și își aduc în cap toate momentele bune și frumoase. Deci tu așa te gândești, nu mai găsesc pe nimeni care să aibă ochii lui sau a ei, părul, zâmbet. Nu mai găsesc, nu mai există om pe pământ care să mă facă să-mi doresc să fiu cu el în afară de X sau Y. Asta este gândirea. Nu mai există nimeni așa cum a fost el sau ea. Și nici nu va mai fi. Și nici nu vor, deci ei nu vor, mă, să depășească. Deci nu vor, se țin legați de acest sentiment, de acest personaj, da? De acel partener, fără să-și mai dorească a continua. Cam asta este mentalitatea în despărțire. Și oamenii trebuie să înțeleagă că oarecum astea sunt naturale. Băi, e normal să suferi, că nu poți, gata, hei, haide-mă afară, sau n-ai cum. Bă, da, după 3 săptămâni, după o lună de zile, după 2 luni, după un an de zile, am oameni care îmi scriu, nu știu, a trecut un an de zile și ei au rămas în continuare legați de partener, mă, sau de partenere. Ăia și-au făcut viața, sunt deja cu altcineva și ei au rămas conectați acolo. Adică, cum să zic, timpul care ar trebui să vindece absolut tot. Uite că în cazurile astea nu vindecă, mă. Uite că sunt cazuri în care se omoară, mă, pentru parteneri, pentru că n-au putut să treacă peste. Au rămas conectați. Deci iată că nici timpul n-a reușit să facă lucrul acesta. Știi? Ei, și eu vreau să-i întăresc în materialul ăsta și ei să înțeleagă că eu am experimentat fix ceea ce ei experimentează acum. Cum stăteam eu așa? În fața scării, la un moment dat, trece frate ea cu un tip de mână. I-am văzut, m-a văzut și ea, a luat mâna, îți dai seama, n-am făcut scandal, nu am sărit la bătaie sau nu, dar m-a rupt, cum să zic, parcă m-a trăznit un fulger, frate, și adică e foarte dureros să prinzi pe cineva, să fii trădat. Ai mei s-au speriat de modul în care am suferit. Nu mâncare, nu ieșit, stat în cameră, realmente s-au speriat, știi? După circa o lună de zile în care eu am dus această cumplită suferință, mi-am revenit. Na, adică nu m-am lăsat doborât. A fost foarte intensă, a fost foarte dureroasă despărțirea, foarte șocantă. Dar iată că am știut să gestionez. Bine, eu probabil unde sunt și un spirit luptător. Eu sunt un om foarte orgolios și atenție, eu orgoliu îl folosesc cu cap, nu la modul prost. Dar ei... Voi trebuie să înțelegeți faptul că de la o vârstă fragedă eu am cunoscut despărțirea. Profesorul despărțirii a început să mă educe în a gestiona astfel de momente. Deci acesta a fost primul meu impact cu despărțirea și a fost unul al dracului de dureros. Dacă aș fi rămas în acele despărțiri, în acele relații, n-aș fi realizat multe chestii. Aș fi putut să mă iau de alcool, să mă iau de vicii și să-mi nenorocesc viața. Fraților, există relații, există oameni mult mai frumoși, vor apărea oameni mult mai frumoși de la care veți avea mult mai multe de învățat decât cele cu care ați fost și după care suferiți. Uitați-vă în ochi, în proprii ochi și spuneți-vă, merită să-mi distrug familia mea, pe mama mea, pe tatăl meu, copiii mei, pentru acel om, adică ăla e foarte bine, își trăiește viața și eu mă distrug, mă apuc de vicii, numai bine sunt un leu, sunt o leoaică și încep să lupt pentru bunăstarea mea, bunăstarea copiilor mei și a familiei mele, gândiți-vă. Și dacă nici acest material nu vă ajută, mai mult de atât n-am ce să fac, pentru că vedeți foarte bine, eu pun inimă, deci eu acum, cum să zic, mi s-a uscat gâtul. Dacă țineți cont de ceea ce spun eu, veți realiza faptul că nimic nu este imposibil și că trebuie să facem ca această
viață să merite, în niciun caz alegând drumul disperării, alegând gânduri de suicid sau toate aceste prostii. Fiți, bă, puternici, mă!